Tractoarele Challenger Fendt și Valtra au fost vedetele demonstrațiilor în câmp organizate de MEVI în luna iulie 2012. Constructorul american Challenger, pentru care MEVI este din 2012 unic distribuitor autorizat, aniversează în acest an 25 de ani de existență, 10 ani de când face parte din grupul AGCO și peste 20.000 de tractoare pe șenile vândute până acum în întreaga lume. Șenilatele Challenger lucrează în condiții de peste plus 50 de grade Celsius în Arabia Saudită, la minus 50 de grade Celsius în Antarctica. Cererea anuală pentru tractoare pe șenile Challenger depășește capacitatea de producție. Dacă ești fermier și dealerul tău nu a fost suficient de inteligent precum MEVI să își facă deja un stoc, este foarte probabil că va trebui să aștepți până anul viitor pentru a avea un Challenger în ferma proprie, afirmă Luca Catani, director de marketing Challenger, responsabil de promovarea tractoarelor Challenger în Europa, Africa și Orientul Mijlociu. Challenger 875C, șenilatul cel mai apreciat al momentului cu o putere ce atinge 600 de cai putere, a dat startul demonstrațiilor în câmp în fiecare din cele 5 locații, tractând cultivatorul cu lățime mare de lucru Horsteiger 8MT. Today we have seen the flagship. Astăzi am văzut nava amirală a tractoarelor pe șenile Challenger, modelul 875C, care este cel mai puternic tractor pe șenile existent în lume la ora actuală și singurul proiectat în acest scop. Are o lățime de 3,5 m și are o putere uimitoare de 609 cai putere. În timp ce alte tractoare au o alunecare ce nu poate coborî sub 15-20%, la tractoarele Challenger aceasta este de 6-7%, în funcție de starea solului. Pentru că aceste tractoare lucrează în câmp perioade foarte lungi, un aspect important este confortul, un scaun activ ce utilizează un fluid electromagnetic ce își schimbă densitatea în funcție de șocurile transmise operatorului și le atenuează, face condusul unui Challenger mai confortabil. Nu în ultimul rând, acest tractor poate fi echipat cu un sistem de ghidare ce poate fi folosit apoi și la alte utilaje, precum mașina de erbicidat Challenger Rogator 600. Challenger 765C, șenilatul ce atinge 355 de cai putere, are, la fel ca fratele său mai mare, același motor CAT, turbo cu 6 cilindri și a fost prezentat de MEVI împreună cu discul scurt tractat Joker 8HD produs de Horsch. We have seen the 765. Challenger 765 este un model mai mic ce poate atinge o putere maximă de 350 de cai putere. Este un tractor mai compact cu lățime de sub 3 metri, potrivit pentru un alt tip de fermă datorită dimensiunii sale. Challenger 765 poate lucra în terenuri cu suprafețe mai mici și este mai accesibil fermierilor care pot ajusta investiția la dimensiunea afacerii lor. Cele două modele Challenger au aproape 70% din componente comune. Challenger 800 este mai potrivit pentru fermele de cultură mare, cu suprafețe foarte mari pe care se cultivă extensiv grâu, porumb, în timp ce vedem Challengerul 700 utilizat chiar și în ferme legumicole. Tractorul pe care l-ați văzut are mai puțin de 3 metri lățime, dar puteți comanda unul cu lățime de aproape 5 metri, ceea ce permite trecerea peste rândurile dintr-o fermă legumicolă, așa cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii sau Olanda. Pe lângă aceasta, Challengerul 700 realizează practic toate lucrările pe care le poate face un Challenger 800, dar la o scară mai mică. MEVI a vândut numai de la începutul acestui an peste 150 de tractoare și 50 de combine Fendt, a anunțat încântat Wolfgang Mohrer, brand manager Fendt pentru Europa Centrală, prezent la MEVI Demo 2012. Preferatele fermierilor români sunt tractoarele din seriile 800 și 900, dar Fendt vine pe piața românească cu toate seriile din toate gamele de putere, începând cu seria 200 pentru toate tipurile și dimensiunile de ferme. Fendt 939 Vario, un tractor vârf de gamă cu o putere de 390 de cai putere și cutie de viteză fără trepte Vario, a fost primul tractor Fendt prezentat la demonstrațiile din câmp, împreună cu semănătoarea de prășitoare Horsch Maestro 24 SV. The 939 is Fendt 939 este cel mai mare tractor pe care îl avem în portofoliu. Seria 900 reprezintă gama tractoarelor de mare putere. Este un tractor foarte versatil, un tractor foarte puternic pentru lucrul în câmp, dar și un tractor foarte rapid și confortabil, potrivit atât pentru condiții grele de lucru în câmp, cât și pentru transport. MEVI Demo 2012 a mai adus în fața fermierilor români un Fendt 722 Vario, ce a tractat semănătoarea de păiase Horsch Pronto 6DC, un Fendt 828 Vario, compact, robust, de 280 de cai putere, ideal pentru lucrări grele, ce a avut atașat cultivatorul Horsch Terano 4MT, dar și tractoarele Fendt din seriile 200 și 300. The 722, that's our... Fendt 722 este cel mai nou membru al familiei Fendt, dotat cu tehnologia SCR, tehnologie care ne ajută să reducem consumul
consumul de combustibil și ne oferă un standard mai bun în privința emisiilor. Suntem mândri să prezentăm acest tractor care poate atinge 240 de cai putere. Este un tractor ce poate lucra în toate condițiile, pentru orice tip de lucrare și este foarte potrivit pentru fermele de familie, având o putere ridicată, confort, dar și posibilitatea de a lucra cu orice fel de echipament. Fendt 828 este de asemenea parte a familiei de tractoare dotate cu tehnologia SCR. Acesta este tractorul care arată cel mai bine posibilitățile pe care le oferă tractoarele Fendt în termeni de eficiență și economie. Fendt 828 alături de Fendt 939 și Fendt 936 au dat cele mai bune rezultate în privința consumului de combustibil la testele oficiale realizate de DLG, Societatea Germană pentru Agricultură. Dacă un fermier are nevoie de un tractor mare, dar nu cu atât de mulți cai putere, poate alege foarte bine un Fendt 828, un Fendt 824 sau un Fendt 822. Seria 200 cuprinde tractoare foarte specializate, foarte flexibile și rapide, de dimensiuni mai mici, dar complet echipate. Au transmisie fără trepte, suspensie pe față și sunt tractoare foarte versatile, ce pot fi folosite la semănaturi porumbului pentru lucrări de fertilizare sau erbicidare, sau cu un încărcător frontal pentru diverse lucrări în fermă. MEVI a prezentat la demonstrațiile din câmp și combina Fendt 6275L MCS, dotată cu header de păiase free flow de 6 metri și tehnologie SCR, fiabilă, ușor de exploatat, care asigură o foarte bună curățare a materialului. This is the combined Fendt 6275L MCS este combina de dimensiune medie și este produsă de Fendt în fabrica noastră din Italia. Acest model este cel mai popular și mai vândut în România. Poate lucra atât pe suprafețe mici, cum am văzut aici, dar și la suprafețe foarte mari. Deci este o combina atât pentru fermele de familie, cât și pentru cele mari. Anul viitor, Fendt va lansa mașinile de recoltat porumb silos și va introduce tehnologia SCR și pentru tractoarele din seria 400. This year we have presented... Anul acesta am demonstrat succesul noii serii 300 cu tehnologia SCR, iar de anul viitor vrem să arătăm lumii următoarea generație a serii 400 SCR. Pentru seriile 700, 800 și 900 am lansat deja tehnologia SCR și am arătat că acestea sunt tractoarele pentru viitorul apropiat. Tractoarele constructorului finlandez Valtra, ce face parte de asemenea din grupul AGCO, sunt deja bine cunoscute și apreciate de către fermierii români. La MEVI Demo 2012, tractorul Valtra T203D a fost pus la lucru împreună cu plugul Lemken Europal cu 4 trupițe, iar un Valtra 123H din seria N, un tractor atractiv de nepretențios, cum îl recomandă reprezentanții MEVI, de 135 de cai putere, dar extrem de eficient, a tractat remorca autodescărcătoare de dimensiune mare Horsch Titan 34UV.